Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. A OK Medical, suntem siguri că ne vor oferi cea mai bună decizie. Bună seara și bine ați venit alături de noi. Mulțumim. Seara. 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 Rămâna, bine v-am găsit. Ar putea să sune ca un clișeu, a fost o perioadă plină de provocări. Sună clasic, dar într-adevăr așa a fost și pentru toată lumea. Avem clinică, avem niște puncte de recoltare distribuite pe tot cuprinsul țării și în același timp suntem secundați de o divizie de îngrijire la domiciliu, unde putem să facem recoltările la domiciliu pacienților. Pentru cei care au o situație mai specială, lucrăm în fiecare zi a săptămânii, din dorința de a avea cât mai mulți pacienți și te ajută cât mai mulți pacienți. S-au făcut niște eforturi senzaționale de mari, de la sta în combinezoane la 65 de grade, că atât era pe timp de vară, sau pe timp de iarnă minus 10, minus 15 grade, minus 20 de grade la anumite locații, plus regulile epidemiologice care trebuie respectate și gândiți-vă că omenirea pe ansamblu nu a mai fost într-o astfel de situație foarte mult timp și să sperăm că în continuare vom fi bine, chiar dacă probabil o perioadă destul de lungă de timp virusul va mai sta între noi. Vreau să vă mulțumesc pentru cum ne-ați ajutat. Probabil că nu am fi ajuns aici în această perioadă dacă nu erați voi. Mulțumim și noi pentru colaborare. Ne bucurăm tare mult pentru că ați primit această invitație și sper din suflet să aveți o seară superbă. Sper să mâncăm bine. Acum câteva zile am ieșit la un restaurant și în timp ce eram la restaurant m-am dat seama că nu mai sunt de vreo 2-3 luni. Mi s-a părut foarte ciudat că sunt la un restaurant. Experiența de la voi mă întoarce cumva în timp. E trist ce spun, dar din păcate astea sunt vremurile pe care le trăim. Targetul meu, la fel și al lor, real, este dacă intrăm la duel, să ne întoarcem toți. Fiți pregătiți pentru duel, indiferent de cât e de bună farfuria voastră. Cazi de prea de sus. Vreau să fii gata de luptă, în orice moment. Și viteza Ferrari să producă tare! Poate să scoate echipa verde, sunt tineri și eu tot le spun, fiți atenți la ce se întâmplă în jurul vostru. Mă consum mai mult psihic, pentru că e normal, au muncit. Fiind tot sufletul meu, mi-aș dori să am și o 6 farfurii, dar n-am 6. N-am șanse la 6. Tema de astăzi a fost super foods, adică mâncare sănătoasă, cu ingrediente sănătoase. M-a nimerit. Și fiecare dintre ei a trebuit să folosească alte 3 ingrediente. Pot să zic că pe mine m-ați nimerit seara asta. Cred că am jumătate de ani de când mi-am propus și am început să mănânc sănătos. Este foarte important să ai un sistem imunitar ridicat în perioada unei epidemii și nu numai. Și clar, alimentația joacă un rol foarte important. Farfuria 2 a fost cea pe care am încercat-o prima dată. De obicei sunt colorate farfuriile, dar astăzi, pentru că într-un fel faceți parte din echipă și poate știți culorile, am spus că ar fi mai bine să fie toate farfuriile albe ca să dăm șanse egale tuturor echipelor și să votați obiectiv. Poftă mare vă doresc! Mulțumim! Mulțumim! Ingredientele cheie la cea de numărul 2? Bok choy, ciuperci shiitake și susam. Farfuria mea, sincer, cu mâna pe inimă, vă spun, mă așteptam să fie de matineu. Știți cum eram noi mici, mergeam la matineu, la desene animate? Ce-ați făcut, mă? Ați rupt noodle și? Pastele un pic am prea fierte. Over mega para cooked, adică au fost foarte moi, le-au lăsat în apa aia fiertă de-au nebunit. De ce ați avut cu ăștia? Cum se cheamă ăștia? De Maltaliato. Maltaliati. Maltaliati. În rest avem un pic de gust acolo, un pic de gust ca aveam. Bă, ești nebun la cap, nu mă așteptam. Bă, nu înțeleg gustul. Acrișor, o idee... Ca gust se simte foarte tare lipsa ghimbirului. Sunt cu minți. Nu mă așteptam să fie așa de bun. E gustos. Mi se pare foarte bună, nu? Da, da, da. Farfuria numărul 2 a avut un gust bun. Asta chiar e pe gust meu. Adică îmi dau seama cine ar fi putut să o facă, nu? Da, e foarte bun. Da, chiar da. Am auzit de superfoods, chiar am fost încântat. Chiar eram curios de preparate și de combinațiile pe care le pot realiza echipele șefilor, că sunt fan noodles și mâncări de tipul acesta. Chinezesc îmi place foarte mult.
fructele de mare îmi plac la nebunie. Astea sunt, adică aș putea să trăiesc lejer doar cu fructe de mare. Nu este pe gustul tău? De ce te-ai oprit? Aștept să degust și din asta. Farfuria numărul 2 mi-a plăcut cu tot, adică a fost super bună. Mă aștept a treia. Și eu cred că asta, că treiul o să fie cel mai gustos, dar plating-ul. E greșit. Sunteți pasionat de bucătărie? Da, pasionat de bucătărie în sensul să mănânc. Pasionat de mâncare. Nu ne mai așteptăm cu pretenții sau aștept prea mari de la mâncare. Dar cu timpul trebuie să ne educăm. Nu neapărat că sunt pretențios, dar știu să apreciez un produs bun. Putem trece la următoarea farfurie. Farfuria numărul 1 arăta cel mai puțin apetisant. O farfurie în care n-am crezut la început și care, până la urmă, arată efectiv ca o farfurie spălată. Care erau ingredientele cheie pentru farfuria asta? În față ai farfuria cu numărul 1. Avocado, cartof dulce și ghimbir. Mă aștept pe a treia. Da. E un tacos cu de toate. E un pic cam prea mare, prea mult, dar arată bine. Îmi place cum arată, sincer. Sunt curios acum ce o să zică Sorin, că Scărlătescu a zis deja că e foarte bună. Doamne, deci nu mă spumă la șaurma. Vine bună, că am zis și eu. O spumă stabilă, foarte stabilă. Suc de ananas cu mere și au băgat băieții spumă și pe tacos. Au băgat. Puiul chiar are gust de pui de șaurma. Senzațional, mulțumesc. Bă, da, împreună, da. Mișcăro. O să mănânce din asta așa, nu o să o fac așa. Și să vezi că nu e problemă, că e cu furculița și cuțitul și tot eu. Păi da. Dar sincer, n-ar schimba nimic la el. Cum e, mă, cu alul? Bună, mă. Chiros, shawarma, o combinație dintre astea două. Ananas, avocado, pac, nu știu ce, nu știu cum. Păi că nu trei farfurii nu se rele deloc. Ești sigură că îți plac, da? Da. Că de-abia te-ai atins de ele. Deci am mâncat un fel de shawarma vegetală. Să zic așa, sănătoasă. E senzațională, da, da, da. Farfuria numărul 1, nu-i găsesc un cuvânt să o descriu. N-am înțeles exact ce se întâmpla pe acolo. O combinație pe care nu am întâlnit-o până acum. A fost destul de bun, dar sosul nu mi-a plăcut. E senzațională combinație. O să mai vreau o porție de la... Sigur că da, se face încă o porție. Imediat. Sunt un tip care mănânc mult. Adică n-am o problemă cu glandele, sunt pur și simplu gurman. M-am fost în foarte multe lucruri și am mâncat foarte multe lucruri. A fost, din punctul meu de vedere, a fost perfect. Îmi doresc din tot sufletul meu să aleg farfuria lui Scărlătescu, că nu am chef să mă înjure dacă mă prinde vreodată. Mi-e frică de el. Deci, mulți au încercat să ghicească farfurile. De Scărlătescu mi-e frică. Deci, nu. N-are rost să puneți pariuri, vă zic eu. Greu. Sushi este o mâncare preferată. Farfuria numărul 3 este cea mai frumoasă. Plating-ul a fost de departe cel mai reușit. Farfuria cu numărul 3. Sfeclă, ou și icre de somon. Băi, e o artă. Să faci sushi este artă. Japonezii au dus chestia asta la nivel de artă. Farfuria lui Bontea reflectă realitatea întru totul. Adică e ca și cum din 7 inși, 6 românii care au văzut sushi doar în poze, au gătit sushi. Crevete tempura, aici e dorada tempura și sushi rolls, cu sfeclă, cu wasabi. Cu... Sunt la fel, nu? Astea două la fel, asta e așa, coajă de la pește, așa crocantă deasupra. Mamă, că e șmecherie. Tăieturile sunt foarte nasoale. Adică sushi înseamnă tăietură. Precizie. Sushi go-go și făcuti mare și bogatul. Uite, un pic de sashimi marinat, așa. E, nu e cea mai bună farfurie pe care putea să facă echipa lui Sorin. Să nu mai fac? Nu e foarte gustos. E frumoasă, e gustoasă, așa. Nu, no, na, ce treabă cu sushi. Eu, dacă văd pielea de la dorada, crocantă, sărată un pic pusă peste un sushi, ai... Chiar apreciez chestia asta. Bă, dar oare doctorii noștri o știi despre chestia asta? Păi tu crezi că doctorii noștri știu că alea au fost marinate cu sake și cu mai știu ce mama dracu pe acolo? Doamne ferește, sunt nebun la cap. Sunt pe altă planetă. Am ajuns în Calea Lactee, alături de Scărlătescu. Farfuria asta parcă-ți place mai mult. A fost bună și ea, gustoasă. Cum ți-a părut? Nu prea pe gustul meu. Cum cine nu mănâncă sushi, adică nu mănânc sushi absolut deloc, sunt în categoria aia de oameni, deci nu. A fost pe gustul meu, deoarece eu nu sunt fan pește. Deja devine dificil. A devenit un pic greu pentru mine să iau o decizie. Nu mă așteptam să mănânc sushi la șef la cuțite, chiar nu mă așteptam. E pur și simplu perfect. Farfuria numărul 3 a fost un sushi senzațional, cu un
un orez pur și simplu perfect. Iar tempura a fost foarte, foarte fină și fără nicio urmă de ulei. Farfuria 3 mi s-a părut cea mai plină de texturi și de culoare. Foarte gustoasă. O să vă rog să eliberați banda și va rămâne farfuria suport, aceea albă simplă, cu eticheta corespunzătoare farfuriei ce v-a plăcut cel mai mult. Eu m-am hotărât. V-au cucerit? Cel puțin unul dintre ei, da. Mi-au plăcut toate felurile, mi-au plăcut, deci mi-a fost foarte greu să aleg. Farfuriile par destul de complicate, dar nu sunt nepretențios la mâncare, îmi place ce este bun. Fiecare vot al vostru este foarte important. De-abia aștept să văd ce votez. Invitația de a veni aici a fost inedită, chiar nu mă așteptam. Șeful meu preferat este Scărlătescu. Sincer, am încercat să-l caut în farfurie, însă nu știu dacă l-am putut identifica. Dacă era o burger, era mult mai simplu. Nu e foarte, foarte pe gustul meu tema asta, dar a fost un șoc și asta mi-a dat un impuls să încerc mai des. Și chestii noi și tema asta. Sunt fan sushi, dar nu vreau să mă decid. Puneți numărul corespunzător, da? Gata, hai, luați-le toți în mână, pe toate trei. Hai, și uitați-vă la ele ca să știți pe care trageți. Hai! 3, 2, 1, vot! Am votat. Vă mulțumesc din suflet și sper că v-a plăcut la noi. Mulțumim! Mulțumim și noi! Păi, de toți îmi place. Eu am venit, numai eu vin aici să-i testez. Și știu pe toți, și pe ei, și concurenții. Ei nu mă știu, că dacă fiind îmbrăcată în combinezon și așa. Și de asta mi-a fost greu, pentru că îi știu pe toți și de toți. Nu sunt dragi toți. A fost ceva nou. Știu, colegele au venit în fiecare săptămână. Noi, din păcate, n-am avut timp. Am mai venit încă o dată, ca să vă răspund pe scurt. Aș mai veni și mâine, dacă m-ați chema. Foarte bun! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.